COVID-19 a ucis până și iubirea, sau poate nu chiar iubirea, dar sigur i-au căzut victime multe căsnicii. Începând cu anul 2021, foarte multe cupluri nu au mai rezistat presiunii, așa că au decis să o ia pe căi diferite. Dacă până mai ieri erau foarte activi și ocupați, deodată s-au trezit închiși într-un apartament cu șcă plin de tensiune și de nesiguranță. Pandemia a scos la iveală toate slăbiciunile și temerile noastre, dar și curaj și speranță. Pe unii i-a unit, pe alții i-a dezbinat. În contextul pandemiei, rata divorțurilor a crescut foarte mult. Care crezi tu că este principalul motiv? Principalul motiv e înțelegerea. Că dacă s-ar înțelege, nu ar ajunge să se despartă. Că când ajungi și te desparți de cineva, înseamnă că încalci porunca divină, dacă te-ai căsătorit. Deci tu crezi că nu neapărat pandemia i-a despărțit, ci ei nu erau... Ei nu se înțelegeau de la bun început, că nici înainte a fost divorțul și nu asta ar fi un motiv. Dacă iubești pe cineva, iubești, dar ei stau cu toți nepotriviți și zic că gata să se căsătoresc așa foarte ușor și te despar la niciun an de zile. Dacă în anul 2017 la fiecare 5,2 căsătorii se înregistrau un divorț, acum pandemia a schimbat totul. În 2020, un divorț se înregistrează la 2,7 căsătorii, socotește INSSE. Totuși, în anul 2020 s-au înregistrat aproximativ 15.000 de căsătorii, cu 3.761 mai multe decât în luna precedentă și cu 8.115 mai puține decât în aceeași lună a anului trecut. Pe internet au apărut sute de avocați specializați în divorțuri. Există chiar și site-ul divorțează-mă.ro, cu o pleiadă de avocați specializați în dreptul familiei. Eu știu, cred că s-au prea mult împreună și cred că de asta. Ce să vă spun? Dar crezi că pandemia a influențat sau ei nu se înțelegeau dinainte și acum? Cred că mai mult pandemia. Da, da. Spuneți dumneavoastră că i-a făcut să stea prea mult timp împreună și și-au văzut defectele, să spun așa. Exact, exact. Clienții avocaților sunt în special tineri, urbani, educați, oameni care cred că pirostriile nu trebuie să fie puse pe viață. Sunt cei care se tem să iubească, cei care se despart ușor. Și aveau un cap, exact. Cum se despărți în pandemie? Normal. Dar credeți că totuși, să zic așa, un concediu de la căsnicie, să ia o pauză fiecare, credeți că i-ar fi ajutat? Nu. Nu. Influențează și pandemia, dar cred că și tinerii în ziua de azi, nu știu, nu mai pun... Relațiile nu mai sunt așa serioase ca altădată, nu mai dă dovadă de seriozitate ca altădată, nu mai au statornicie în relații, le schimbă foarte des. Practic, nu știu. Principalul motiv este lipsa educației. Mulți se reprezintă singuri, nu se mai duc la avocat sau la notar pentru că nu au bani de onorări. Pe criza asta, un proces costă până în 2000 de lei. Tinerii de astăzi nu mai fac compromisuri. Am clienți care spun nu mă bate, nu bea, doar că nu mai pot continua. Nu este ceea ce vreau, îmi mirosesc viața. S-au schimbat generațiile, au altă mentalitate. Nu mai stau în relații în care nu se întâmplă nimic, afirmă doamna avocat Lavinia Șovagu.